Bine ați venit la emisiunea Vreau să fiu leist. Astăzi avem un invitat special care vrea să câștige mulți bani, cred. Chiar da. Astăzi îl avem invitat special pe Madalin Ilie. Salut. Te rugăm, spune-ne câteva lucruri despre tine. Salut, eu sunt Madalin. Îndeajuns. Mulțumim. În acest concurs o să-i pun 10 întrebări. Pentru fiecare întrebare răspunsă corect, va câștiga un leu. Sunteți pregătiți să începem? Cel mai pregătit. Beți o gură de apă. Gata. Hai, noroc. În caz că nu te descurci la una dintre întrebări, poți să alegi una dintre următoarele variante. 50-50. Care înseamnă că în loc de 4 soluții vei avea 2. Pură matematică. Corect. Sună un prieten. Asta e logică. Dacă ai prieten. Pe cine? Un prieten. Dacă ai prieten. Sau răspunde tu. În acest caz, dacă alegi varianta asta, o să răspund eu. Tu. Eu. Eu. Tu. Haideți să începem. Începem cu prima întrebare. Cine a inventat aruncatul cu sulița? A. Țeparii de pe net. B. Vlad Țepeș. C. Richard Doll. D. Sultanul. Păi e foarte ușor. Vă rog, argumentați. Prima dată, Richard Doll, nici măcar nu știu cine e. Deci ăsta n-are cum să fie, că aș fi știut. Apoi, Sultanul Bayazid ăsta e cu săbii, nu e cu sulițe, e cu săbii doar. Țepari de pe net, ăștia au apărut mai târziu, n-au fost obișnuiți cu războaiele, nu cred. Și cred că Vlad Țepeș este. Răspuns final, B, Vlad Țepeș? Vlad Țepeș, da. Hai să vedem. Felicitări! Răspunsul tău a fost corect, ai câștigat primul leu din această competiție. Ei. Următoarea întrebare. Ești gata? Da. Calul de dar nu se caută la... A. Dinți. B. Sub coadă. C. Gură. D. Hambar. Și eu cred că întrebarea asta e la fel de simplă ca prima. Oh, se pare că avem un om inteligent astăzi în emisiune. Deci, în hambar n-ai cum să-l cauți, pentru că acolo sunt toți cai și tu zici că cauți doar un cal. Ah, și dacă sunt mai mulți cai, îl pierzi pe al tău, că sunt mai mulți cai. El e doar pe unul. Dar nu pe al tău, nu pe ala pe care îl cauți. E calul meu. Am înțeles. Asta o dată. Apoi, nici sub coadă nu-l cauți, că calul de dar nu se caută acolo. Dar calul are un dar acolo. E darul norocului. Este darul norocului pentru cine calcă în el. Am înțeles. Eu zic că e răspunsul A. Calul de dar se caută la dinți. Hai să vedem. Ne pare răspuns greșit. Întrebarea a fost greșită. Ai spus calul de dar se caută la dinți. Era nu se caută la dinți. Păi ai spus că e... întrebarea e greșită. Întrebarea a spus-o dumneavoastră greșită, adică răspunsul. Dar răspunsul meu este bun. Adică a dinți. Domnule, am o ofertă pentru dumneavoastră. Am fost sunat prin cască 50 de bani. Jumătate pentru această întrebare. Sunteți de acord? 75 și batem pat. Vă dau un leu. Revenim imediat cu a treia întrebare după pauza publicitară. Am revenit. Sunteți gata? Da. A treia întrebare. Dacă ai un leu și mai primești 10 lei, câți lei ai în total? A. 1. B. 0. C. 11. Sau D. 2. Dar întrebări mai ușoare nu aveți? Nu. Poți să folosesc calculatorul? Vă rog. Să-l porniți. Da. O să fac sigur. Deci, eu primesc 10 lei și mai am un leu. Un șpeni. Adică ce? 11 lei? Răspuns final? Da, voi avea 11 lei. Ce? 11? Răspuns final? Așteptăm răspunsul.
Îmi pare rău. Răspunsul corect era de 2 lei. De ce? Pentru că ai răspuns la primele două întrebări corect și ai 2 lei acum, nu ai 11 lei. Păi și întrebare... Ai 2 lei, domne. Nu ai 11 lei. Primesc 10 lei. Nu primești nimic. La emisiunea asta dăm 1 leu pe răspuns corect la 3 întrebare. N-aveai de unde să ai încă 10 lei. 2 lei, maxim 3 lei aveai la întrebarea asta dacă răspundeai corect. Așa, ai rămas cu 2 lei. Mergem mai departe. A pata întrebare este... Plouă afară, dar nu te picură. Cum este posibil? A. Beau ploaia înainte să mă atingă. B. Stau sub acoperiș în casă. C. Sunt în spațiu. D. Toate variantele de mai sus. Aveți 30 de secunde. Vreau să folosesc una dintre opțiunile mele. Care să fie aceea? 50-50. Perfect. Vom elimina acum două variante. Au mai rămas două variante. C. Sunt în spațiu. Și D. Toate variantele de mai sus. Păi este foarte ușor. Dacă sunt în spațiu, acolo nu sunt noi. Și nu are de unde să pice ploaia. Deci automat nu mă picur. Dar v-ați gândit cumva dacă este o ploaie de stele? Glumeam cu dumneavoastră. Ploaia de stele știm cu toți că nu conține apă. Știm, chiar știm. Hai să vedem dacă e răspunsul corect. Felicitări! Ați mai luat de boleu, ați ajuns la suma de 3 lei. Foarte bine. Dacă ați câștigat toți banii, ce veți face? Pe ce să fac cu 9 lei? Nu fac nimic. Da? Atunci dăm 9 lei. Păi nu ți dau. Deci... Păi ai zis că nu faci nimic cu ei. Păi da, dar am venit la emisiune să câștig, nu? Corect. Trecem la 5-a întrebare. Câte degete are un om la mâini? A. 5. B. 10. C. 11. D. Nu se poate ști cu exactitate. Asta chiar e o întrebare grea. Puteți să numărați pe degete. Pot să număr pe degetele dumneavoastră? Vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6. 6 cu 5. Nu fac 10. 11, vreți să spune că e răspunsul corect? 11 sau nu se știe cu exactitate. Mai aveți 10 secunde. Voi merge totuși pe varianta A cu 5 degete, că este un număr mai. Așteptăm răspunsul. Răspuns greșit. De ce? Răspunsul corect era D, nu se știe cu exactitate. A existat oameni care s-au născut pe planeta asta cu 3 mâini, oameni care au 6 degete la o mână, poate chiar mai multe, nu știm cu exactitate, ca să spunem o medie a degetelor. Dar dumneavoastră câte degete aveți la o mână? Tocmai ce ați numărat, 11. Și dacă numărăm la dumneavoastră, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți? Nu se știe cu exactitate. Dumneavoastră aveți 10, eu am 11. Dar în niciun caz 5. Următoarea întrebare. Până acum aveți 3 lei și ați răspuns la 5 întrebări. Mai aveți încă 5 lei. Întrebări și lei. Întrebarea numărul 6. Un cioban are 3 porci. Două femele și un mascul. Câți porci va avea ciobanul dacă fiecare femelă naște 5 porcușori? A. Fără număr. B. De unde să știu? Trăiesc la oraș. C. 13 porci frumoși. D. Ciobanii nu cresc porci. Știți ce? Ce? O să vă pun pe dumneavoastră să răspundeți în locul meu. Adică alegeți încă una dintre opțiuni? Da. Sunteți sigur? Veți mai rămâne doar cu una. Sună 100%. Bun. Răspunsul pe care îl cred eu este...
Ce? 13 porci frumoși. Argumentați de ce? Glumesc. Am vrut doar să vă iau leul. Varianta care cred eu că este... Fără număr nu cred că e. Că ne-a spus cât porci naște 5 fiecare, nu e fără număr. 5 e 5, 5 cu 5, 10... Dar cum se zice la lăutar că dai fără număr, nu? Și dai fără număr porci? Da, vă înțeleg inteligența. Pe asta totuși va trebui să fac și pe calculator. Și eu l-am pus acolo. De unde să știu trăiesc la oraș? Sincer, nu cred că e nici această variantă, pentru că poți să crești și la oraș porci. Am fost pe la țară, deci nu exclud varianta asta. Rămâne varianta de ciobanii nu cresc porci. Și eu zic că e adevărat, pentru că ciobanii cresc oi. Pe cum? Că a spus că răspunsul este ce? 13 porci frumoși. Și după aceea am zis că glumesc, vreau doar să vă iau leul. Am trecut prin toate variante de răspuns, eu zic de final. Sunteți de acord cu mine? Corect! Felicitări! Ai câștigat tu un leu. Mulțumesc. Cu plăcere. Deci am 5 lei. 4 lei, domnule. Mulțumesc. Cu trecem la întrebare. Credeți că va fi așa de ușor? Haideți să trecem la cea de-a șaptea întrebare. Ce a inventat Nikola Tesla? Vă credeți atât de inteligent cât beți apă în timp ce vă pun întrebarea? Să nu fiți atent? Sigur că da. Bine, închideți ochii. Ce a inventat Nikola Tesla? A. Tesla. B. Curentul alternativ. C. Nokia. D. Coca-Cola. Deci. Deschideți ochii. Și poți să mă uit aici? Vă rog. Deci, ce a inventat Nikola Tesla? Asta am spus și eu, urma de... Închideți ochii. A. Tesla. B. Curentul alternativ. C. Nokia. D. Coca-Cola. Deschideți ochii. Care este varianta dumneavoastră de răspuns? Păi eu v-am întrebat. Nu, dumneavoastră ați repetat întrebările pe care eu vi le-am pus. Deci răspunsul meu. Da. Nu mai aveți varianta să-mi dați mie, deci răspundeți. Nici nu doream. Coca-Cola. Nu este. Nokia. Nici atât. De ce? Dar numele lui era Nikola. Sau... Nokia era soția lui. Da, eu cred că ați scris greșit întrebarea. Eu cred că îl cheamă Nikolae Tesla. Vă rog, nu vă mai prostiți. Vreți un leu sau nu vreți un leu? Eu cred că a inventat Tesla. Și atunci, Elon Musk, ce a mai făcut? PayPal. Răspuns final? A. Tesla? Nu. B. Curentul alternativ. Hai să vedem. Sunteți sigur? Hai să vedem. Felicitări! Răspunsul dumneavoastră este corect. Este B. Curentul alternativ. Acum aveți 5 lei. 5 lei jumate din premiu. Nu o să puteți să ajungeți la 10 lei, dar încă puteți să ajungeți la 8 lei. Trecem la cea de-a 8-a întrebare. Mitică este într-o cursă și îl întrece pe cel de pe locul al doilea. Pe ce loc este acum? A. Tot pe 3. B. Pe 1. C. Pe 2. D. Este ultimul. Aveți 30 de secunde. Complicat. Pe ce loc este acum cine? Mitică sau cel de pe locul 2? Mitică. Mitică este pe locul... Pe locul 1 nu are cum să fie, că acolo este doar Florin Salam. Probabil. Tot pe 3 nu are cum. Tocmai l-a depășit pe cel de pe locul 2, deci nu are cum să fie pe locul 3. Dacă era vorba de celălalt, atunci ar fi fost corect. Ultimul... Mai aveți 10 secunde. Nu prea cred. Ba da. Deci răspuns final, 2. Sigur? Întrebați-l pe el. Mă întrebați pe mine care n-am asistat. Avem televizorul acolo, este live Mitică. Tu ești mă Mitică, om? Nu te aude, e un televizor. Rămâne ce? 2? Răspuns final? Da, pe locul 2. Hai să vedem. Ne pare rău. Răspuns greșit. Răspunsul corect era de ultimul. Cum? Foarte simplu. Întrebarea inițială e
Mitică este într-o cursă și îl întrece pe cel de pe locul 2. Pe ce loc este acum? Dacă răspundeați C2 instant, era corect. Dar nu, au trecut 30 de secunde. Pe cum? În 30 de secunde el a ajuns pe ultimul loc. Cum? Aveți care medalie de argint? A furat. Ne pare rău, ați pierdut leu. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea numărul 9. Ce sunet scoate pisica? A. Hău! Marșu! B. Miau! C. D. Mac, mac! La întrebarea aceasta, voi și nu am prieten. Aveți prieteni? Nu. Sunați-l, vă rog. Bună ziua, sunteți la emisiunea Vrei să fii leist? Sunt aici cu Ilie Mădălin și te-a sunat ca să răspunzi la o întrebare. Ok. Ține cont, această întrebare îi aduce 7 lei. 8. Okay. Dacă răspunzi corect, 8. Bine. Avem următoarea întrebare. Ce sunet scoate pisica? A. Ha! B. Miau. C. Mu. Și D. Mac, mac. B. Miau. Puteți să repetați? Răspunsul meu este B. Miau. Mergi pe varianta domnișoarei de răspuns? Da. Sunteți sigur? O cred 100%. Bun. Care pisici? Mulțumim că ați fost în emisiune. Îi urăm lui Mădălin mult succes și dumneavoastră. La revedere! O seară frumoasă! Hai să vedem răspunsul. Felicitări, răspunsul este corect. A avut dreptate. Noroc, prieteni, dar sigur nu vă descurcați la întrebarea asta. Stați puțin. Gata. Aveți 8 lei acum. 9. Încă n-a fost a 10-a întrebare. Super. Trecem la a 10-a întrebare și ultima de această emisiune. La final o să avem o întrebare și pentru cei de acasă. Întrebarea numărul 10 este: câți ani are un bebeluș născut ieri? A. 5 ani. B. 1 an. C. 0 ani. Sau D. Nu contează. Uite ce drăguție! Este acolo? Vorbim fictiv. Imaginăm că suntem într-o maternitate. Da. Avem un bebeluș în față care s-a născut ieri. Un singur bebeluș într-o maternitate? În față. În spate sunt restul. Ok. Vă rog, răspundeți întrebării. 5 ani nu are cum, că s-a născut ieri. Toți bebelușii sunt drăguți. Nu cred că mă puteți contrazice. Acum, nu știu dacă are 0 sau 1 ani. Dificil. Vreți o variantă 50-50? Da. Nu aveți. Altă. Nu mai aveți niciuna. Alegeți un răspuns. Pentru încă un leu. Deci născut ieri. 0 sau 1? 10 secunde. Între 0 și 1. Răspunsul dumneavoastră este între B și C. O zi. Nu există acest răspuns. Păi dacă s-a născut ieri? Are 1 an, 0 ani, 5 ani. Nu contează. Uite ce drăguție. O să merg pe varianta de toți bebelușii sunt drăguți. Hai să vedem. Felicitări! Răspunsul este corect. Aveți 8 lei. Yes! Ce veți face cu aceste 8 lei? Sigur nu vi-l voi da dumneavoastră. Poftiți? Nu poftiți, că vi s-a plecat. Aveți dreptate. Acum o să punem întrebarea pentru cei de acasă, unde o să răspundă în comentarii varianta care li se pare lor corectă. Întrebarea este: pe ce stai acum? A. Pe scaun. B. Pe canapea. C. Pe fund. Sau D. Pe pat. Așteptăm răspunsurile voastre în comentarii. Eu am fost gazda voastră, Iulian. Aici îl avem pe... nu mai știu cum îl cheamă. A câștigat un play. Sperăm să nu mai vină în emisiune. Ne vedem data viitoare cu o nouă ediție unde avem un super invitat, nu ca el. La revedere!